permit să încep cu două ilustrații, cu două întâmplări adevărate. În urmă cu câțiva ani mergeam spre serviciu și la una dintre stații s-au urcat două persoane în vârstă, doi bătrânei, un domn și o doamnă. Domnul a pus piciorul primul pe treaptă, a urcat până sus și doamna a apucat să pună piciorul pe a doua treaptă, când troiul și-a închis ușile și a pornit. Și vă dați seama că săraca bătrânică s-a mișcat în dreapta, în stânga și prima ei, primul cuvânt, primul lucru care l-a spus a fost: tare ai fi vrut să cad pe spate, să te scap de mine. A doua ilustrație, în 1990, când mama mea s-a întors la Domnul, când mama mea a venit la oastea Domnului, stătea la o coadă, undeva în Mărăști. Și la coadă oamenii povestesc, unii cu alții. Și o doamnă a început să povestească cu maică mea. Și a spus: știi, eu mă duc acolo la adunare, la oastea Domnului și e așa de frumos duminica și sunt lucrurile așa de interesante. Și mama mea a avut o singură întrebare și a spus: cum este viața dumneavoastră de familie, de când mergeți la oastea Domnului? Și a spus: de când îl cunoaștem pe Dumnezeu, viața noastră, căsnicia noastră, familia noastră, e ca în rai. Și mama mea a spus: extraordinar, vreau să văd și eu lucrul acesta. Dragii mei, aș avea o întrebare după masa aceasta. Este căsnicia o dezamăgire sau este căsnicia fericire? Vedeți, unii oameni sfârșesc după ani și ani spunându-și vorbe grele. Și pentru ei căsnicia e o dezamăgire. Sunt alții care după ani și ani sfârșesc viața de căsnicie sau se apropie de sfârșitul ei și spun: a fost o mare fericire cu Dumnezeu. Dar întrebarea este după masa aceasta: care e adevărul? Este căsnicia o dezamăgire sau este căsnicia o fericire? Scriptura vorbește despre ambele perspective. Și aș vrea să vă spun că omul căzut în păcat, Biblia ne spune că, virgulă, consideră căsnicia o dezamăgire. Pe de altă parte, tot Sfânta Scriptură afirmă că Dumnezeu consideră și cei aleși ai Lui consideră căsnicia o fericire. În Evanghelia după Matei există câteva versete în care Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii Lui. Au avut multe stări de vorbă în 3 ani și jumătate în care Mântuitorul și-a învățat ucenicii cum să pescuiască oameni până la marginea Pământului și au ajuns, iată, și în România. Și într-una din zile Mântuitorul a stat de vorbă cu ucenicii și întrebarea care au pus-o ucenicii a fost următoarea: Doamne Iisuse, când îi voie să-ți lași nevasta? Pentru ce pricină îi voie să-ți lași nevasta? Erau teologi în vremea respectivă care spuneau: dacă nevasta ți-o ars mâncarea, îi voie să divorțezi de ea. E chiar indicat să divorțezi de ea. Că asta e o nevastă care îți face rușine. Existau alți teologi care spuneau: și dacă te tocă, și dacă te taie, și orice face, n-ai voie să te desparți de ea. Și ucenicii confuși au venit la Domnul Iisus și au spus: spune-ne din perspectiva ta, ca Fiul al lui Dumnezeu, când este voie să-mi las nevasta? Și Domnul Iisus a citat Revelația și a spus: ceea ce Dumnezeu a unit, nu? Așa s-a spus la taina comuniei astăzi la biserică, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Și ucenicii s-au uitat triști la Domnul Iisus și au privit în ochii Lui și au spus: Doamne Iisuse, știi ce? Dacă așa stă lucrul cu bărbatul și cu nevasta, dacă nu se poate să te desparți, nu-i de folos să te însori. Și lucrul ăsta e scris la Matei, capitolul 19. Tragedia este că după ani și ani, nu doar bătrânei care urcau un trolebus, ci tot mai mulți oameni, parcă în societatea contemporană, spun: nu-i de folos ca omul să se însoare. De altfel, avem în societatea contemporană căsătorii de probă, avem concubinaj, avem absolut orice variantă la căsnicie, pentru că oamenii privesc retrospectiv și spun: căsnicia a fost o dezamăgire. Nu-i de folos să te însori. Și, dragii noștri, când te uiți peste ani și ani și vezi câteva lucruri în căsnicie, parcă, virgulă, căsnicia e o dezamăgire. Sfânta Scriptură arată că în căsnicii există abuzuri. Dacă să vă uitați în Genesa, capitolul 12, o să vedeți acolo pe patriarhul Avraam, părintele poporului evreu, care s-a uitat în ochii nevestelui Sara și a spus: Sara, suntem pe punctul să trecem granița în Egipt.
Noi când vom ajunge acolo, că ești o femeie frumoasă, egiptenii o să se uită la tine, o să mă omoare și o să te ia pe tine de nevastă pentru nu știu care. Hai să facem un târg. Tu spui că ești sora mea și eu spun că-s fratele tău și nu o să pățesc nimic. Și când au ajuns în Egipt, s-a uitat unul la ea și a spus, cine e asta? Păi Sara, cea cu care a venit Avram. Și a spus faraon, împăratul Egiptului, păi aș vrea să fie nevasta mea. Și a luat-o în casa lui și Avram s-a uitat cum nevastă s-a se duce în casa lui faraon și n-a mișcat un deget, de frică să nu moară. Abuz în căsnicie, nu? Și cum să nu fie căsnicie o dezamăgire? Apoi Scriptura vorbește despre dispreț. Există un moment în viața împăratului David când chivotul lui Dumnezeu intră în casa lui. Citiți la 2 Samuel, capitolul 6. Și David, împăratul acesta mare al Israel, sărta de bucurie. Mical, soția lui, spune Scriptura, privea pe fereastră și disprețuia pe David în inima ei. Și când este dispreț în căsnicie din partea unuia către celălalt, cum să nu fie căsnicie o dezamăgire? Apoi Scriptura vorbește de intoleranță. Și în cartea lui Iov, Iov spune la un moment dat, personajul acesta a suferinței prin excelență, suflarea mea, zice el, a ajuns nesuferită nevestei mele. Iov 19:17. Ce greu! Soțul tău, soția ta, să nu te mai sufere. Și apoi, în Maleachi spune că în căsnicii există infidelitate. Dumnezeu, spune Maleachi, capitolul 2, îi martor între tine și nevasta căreia nu ești credincios, spune Dumnezeu. Și când ne uităm în căsnicile noastre de atunci și de astăzi și vedem abuz, vedem dispreț, vedem intoleranță sau vedem infidelitate, sigur că tragem concluzia căsnicia e o dezamăgire. Fă ceva, omule, și nu te căsători. Fă ceva de probă, ține-o până la 50-60 de ani și după aia vedem ce va mai fi. Asta e perspectiva omului căzut în păcat. Matei, capitolul 19, să nu uitați referința aceasta, să nu uităm, dacă așa stau lucrurile, nu-i de folos ca omul să se însoare, au spus ucenicii Domnului Iisus. Omul căzut în păcat trăiește drama aceasta a căsniciei ca dezamăgire. Dar există perspectiva cealaltă. În grădina Edenului, Dumnezeu l-a creat pe Adam. Și Scriptura spune că l-a pus Dumnezeu pe grădină, pe Adam, și a spus, uită-te în jur, uită-te ce animale sunt în jur, uită-te ce copaci sunt în jur. Vezi și tu ce e în grădina asta. Și omul s-a uitat și a spus, e frumos pichinezul ăsta, e frumos cocotierul ăsta, sunt frumoase stelele de pe cer, sunt frumoase maimuțele din copaci, totul e frumos. Dar nu găsesc ceva ce să fie pentru inima mea, pentru mine. Și Scriptura spune, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dragii mei, am stat și m-am gândit să fi fost acest un moment în care Dumnezeu a eșuat, l-a creat Dumnezeu pe om și apoi și-a dat seama, băi, am făcut o greșeală. Nu-i bine să fie unul singur, trebuie să fac doi. Hai să repar greșeala. Dragii mei, dacă ar fi așa, Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu face toate lucrurile perfecte. Și atunci întrebarea este, ce cu concluzia asta? Nu-i bine. Dom'le, nu-i bine. Ceva nu-i bine. Ce nu-i bine, Doamne? Dragii noștri, nu Dumnezeu a greșit, nu Dumnezeu a făcut ceva imperfect. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Și apoi l-a pus în grădină și a spus, omule, descoperă-te pe tine însuți. Și omul a privit la el însuși și a spus, cea mai mare nevoie a mea e comuniunea. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu, să știți, prin esență, e comuniune. Dumnezeu e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unul în ființă și întrăit în persoane. Din veșnicie în veșnicie, ei trei stau într-una și își petrec absolut toată existența lor împreună. Chipul lui Dumnezeu în om înseamnă nevoia de comuniune. Și omul a primit în sinea lui și a spus, Doamne, eu nu sunt împlinit. E frumos raiul, nu sunt bol, nu-i suferință, dar este în mine o nevoie care nu e împlinită. Și nevoia aceasta e nevoia de comuniune. Privim în societatea zilelor noastre și spune omul modern și spune omul de acum 2000 de ani, nu-i de folos ca omul să se însoare. Dar în rai omul a spus, nu-i bine să fiu singur. Și dragii noștri, aceasta e realitatea.
Realitatea este că Dumnezeu l-a creat pe om pentru comuniune. Și când Dumnezeu i-a adus nevastă, i-a adus femeia, a spus, iată om, iată ostinoasele mele, ea se va numi femeie, în evreiește, femeie vine de la bărbat, bărbătușă, ar veni tradus în limba română. Iată cea care este ca și mine. Și în ea omul s-a găsit pe sine însuși și a găsit împlinirea. Nu-i bine ca omul să fie singur, e în primul rând o afirmație. Afirmația lui Dumnezeu. Nu uitați, în societatea de astăzi, în societatea de acum 2000 de ani și până la sfârșitul Pământului, ultimul cuvânt îl are Cel ce a creat omul. Și Cel ce a creat omul a spus, am constatat că omul are nevoie de comuniune. De aceea este bine ca cei doi să se găsească. Și căsnicia e o fericire când cei doi se găsesc. Tare împletiți cu Dumnezeu. Funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe ușor. Trebuie să fie Dumnezeu la mijloc. Dacă nu e Dumnezeu la mijloc, urmează celelalte dezamăgiri. Dacă Dumnezeu e la mijloc, nu există infidelitate, nu există toate lucrurile acestea despre care am spus. Când Dumnezeu e în viața noastră și acest când e marea dilemă și marea problemă a existenței umane, să-L păstrăm pe Dumnezeu în noi, dar când Dumnezeu e în noi, căsnicia e o fericire pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru căsnicie. Dar aș vrea să vedeți în afirmația asta și să mă apropii de încheiere, nu-i bine ca omul să fie singur și un avertisment. Aș vrea să vedem în afirmația aceasta și un imperativ. Nu-i bine să fii singur. Dragii noștri, în căsnicie, de multe ori s-ar putea să fim singuri. Și aici începe drama și mă întorc la ceea ce spuneam la început. Când pornim cu Dumnezeu și toată lumea în țara noastră pornește cu Dumnezeu, suntem un popor creștin, mergem la biserică și ne cununăm la biserică. Când pornim cu Dumnezeu, dar sfârșim fără El, e o tragedie. Și tragedia, știți cum începe? După părerea mea și după ce am auzit de la cei care sunt mai bătrâni ca mine, începe cu singurătate. Cei doi încep să fie tot mai singuri. Unul față de celălalt. Îi posibil să fiți doi, să fim doi în aceeași cameră și totuși să fim singuri. Unul cu unul și celălalt cu celălalt. Mi-amintesc de fratele Ionuț Ivas, pentru cei din Moldova, care a dat un citat din partea unui frate din Moldova și care a citat din Apocalipsa și care a zis așa, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, el cu el și eu cu mine. Și asta e tragedia de multe ori. Versetul spune, eu cu el și el cu mine. Dar de multe ori cina este eu cu eu și el cu el. Și în căsnicie de multe ori singurătatea intervine și atunci începe toată nefericirea despre care spuneam. Dar Dumnezeu a spus, nu-i bine. Nu-i bine ca omul să fie singur. Dacă îl ascultăm pe Dumnezeu, dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și să nu ne lăsăm singuri unul pe celălalt, să fim împreună, să ne împlinim scopul acesta pentru care am fost creat și Dumnezeu ne-a creat pentru căsnicie, căsnicia va fi fericire. În cealaltă alternativă, căsnicia e dezamăgire. Și cred așa de mult că sunt adevărate versurile care spun tu singur îți faci raiul și îți pregătești cununa și așa mai departe, tu singur, doar tu singur îți pregătești pe veci odihna sau osânda în care să petreci. Pe veci, dar și în căsnicie. Noi ne pregătim cu fiecare cuvânt, cu fiecare gest, cu fiecare clipă pe care o trăim împreună în căsnicile noastre, pregătim dezamăgirea noastră sau pregătim fericirea noastră. Perspectiva lui Dumnezeu este fericire. Nu-i bine să fim singuri și Dumnezeu ne pune împreună și apoi ne îndeamnă să nu ne lăsăm singuri unii pe alții, ci împreună cu El să mergem împreună spre veșnicie. Dumnezeu să le ajute la Horia și la Cristina să nu fie singur niciodată. Și Dumnezeu să ne ajute nouă, fiecăruia în parte, să nu fim singuri niciodată. Să fim unii împreună cu ceilalți și amândoi împreună cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.